Bani pierduți, planuri date peste cap și nervi întinși la maximum. Cu asta s-au ales pasagerii companiei Air Moldova, care au călătorit astăzi din Tbilisi la Chișinău. Zborul lor a fost amânat, apoi anulat, apoi transferat pentru o altă zi și tot așa de câteva ori, ne-au povestit oamenii. Într-un final, unii au zburat cu întârziere, iar alții cu o zi mai devreme decât a fost programată inițial cursa. Mulți nu ar fi reușit să ajungă la timp la aeroport și au pierdut zborul, spun pasagerii. Olga a rămas blocată în Tbilisi pentru 3 zile din cauza amânărilor repetate ale cursei aeriene operate de compania Air Moldova. Femeia, originară din Kiev, a plecat în Georgia să-și vadă fiica și nepoata. Pe 22 aprilie trebuia să fie deja în Chișinău, ca apoi să se întoarcă în Ucraina, dar planurile i-au fost date peste cap. Povestește că zborul a fost amânat și anulat de 5 ori. Disperată, femeia a procurat bilete de avion de la o altă companie ca să ajungă la Chișinău prin Varșovia. Dar în ultima clipă a aflat că Air Moldova va opera totuși un zbor din Tbilisi astăzi. Мы купили уже новые билеты через Варшаву. Стоимость теперь никто уже не возвращает ни на билеты на поезд. Olga povestește că a pierdut peste 200 de euro. Și această familie cu 2 copii a fost nevoită să-și schimbe planurile. Au venit în Tbilisi să viziteze obiective turistice, iar spre sfârșitul vacanței au fost informați că trebuie să zboare cu o zi mai devreme. Familia a ratat o zi de plimbări și excursii prin oraș. 21-го утром уже пришёл ответ о том, что вы будете вылетать 24-го в 10 утра. Ну, то есть как бы нас, в принципе, это устроило, у нас был задел по времени, и мы в отпуске, мы как бы особо не торопимся, но мы понимаем, что есть люди, у которых всё под настроено там по времени, все согласовано, но в целом все хорошо. Deși oamenii au procurat bilete de la Air Moldova, zborul de astăzi, Tbilisi-Chișinău, a fost operat de o altă companie aeriană din Republica Moldova, iar avionul îi aparține unei companii ucrainene. Ну, приятного мало, конечно, но у нас были обстоятельства, при которых это не так тяжело переносилось. Ну, мы жили у друга, вот это главное, почему нам было не так тяжело. А так, в целом, приятного мало, конечно. Самое острое. Зайти на почту, прочитать, что рейс опять отменен или перенесен. Ожидание такое. Я в некотором смысле осознавал риски, потому что отмены начались давно, вот, но... Pe 21 aprilie, Air Moldova a anunțat că este nevoită să anuleze toate zborurile până pe 25 aprilie. Motivul invocat a fost deficitul de resurse financiare. Din păcate, constatăm că tot efortul și acțiunile întreprinse de echipa Air Moldova pentru a gestiona situația în care se află compania, în prezent nu au dat rezultate, afirma Air Moldova într-un comunicat. Ulterior, Autoritatea Aeronautică Civilă a informat despre inițierea unui control inopinat la companie, care nu s-ar fi conformat recomandărilor autorității în repetate rânduri. La scurt timp, Air Moldova a anunțat că va reuși să opereze o parte din zborurile anulate mai devreme. Echipa noastră depune în continuare străduință pentru a gestiona situația. Săptămâna viitoare, administrația Air Moldova va negocia cu potențialii investitori un plan de acțiuni pentru a depăși dificultățile companiei. Se arată în cel din urmă comunicat al companiei aeriene.